Am venit și cu mare bucurie, pentru că în opinia mea este cel mai frumos meci de când face FC Botoșani, de când joacă fotbal, pentru că a fost un meci cu miză, un meci cu spectatori și mai ales un meci în divizia. Un meci cu scorul, cu o consăsură de rezultat. După meciul ăsta, aveam o glumă în tur, când am caut costum de Champions League, acum sunt de rar și căutam de Europa League, așa de la un second hand. Dar după declarația a urmat de Crio. Să dea Dumnezeu să rămânem picioare în pământ, pentru că nu e ușor să gestionez o situație așa multe am acum, care apare poate euforia, apare încrederea exagerată, dar sper că am învățat din trecut și că de data asta nu o să ne mai comportăm așa. Eu îi felicit pe toți băieții pentru că au oferit un spectacol. Nu cred că există două, trei stadioane în România care să aibă pătre proporții noastre de echipă mică, de oraș cu dimensiune, eu știu, la fel, de orașele medii din România. Un public entuziast, o echipă dinamică, oameni fericiți. Până la urmă de asta e fotbal spectacol. Fotbal nu este făcut doar să dăm replici tăioase, să ne judecăm cu arbitrii și să dăm salarii la fotbaliști. Dacă spectacolul funcționează și există, atât înseamnă că nu ne-am făcut treabă. Și eu cred și domnul Părerea aici în față. Dar pe zi, sunt și alții păreri, nu sunt toți așa de entuziaști ca dumneavoastră. A cui e părerea? A domnului antrenor Bogdan Argeș, pintele. Da, dacă ne-ai 3-1, n-au fost golul din față. Și sunt 3-1, a fost 11 metri, care a fost clar cu mâna mingea, cu mâna, s-a văzut la reloare, pe umă și a fost 18, a fost 11 metri. A fost mai neclar dacă vezi 11 metri acordat de către echipa adversă. Dar a fost dar una mănăchire bună, un arbitru, să spun că poate prea darnic la cartonaș. Dar cele două roșii care au primit ei, așa m-a văzut și până la am văzut și eu pe imagine în televizor. Poți să-ți spui că nu au fost. Am văzut o jucătură, după o fost și tare așa. O să învățați pe jucători și tehnici de autoapărare? Sau fără fotbal? Eu nu învăț nimic. Eu învăț să fie moral, eu învăț să fie muncitor, eu învăț să citească, eu învăț să fie politicoș. Eu învăț cel mai important lucru în viața lor, să respecte publicul. Este singura problemă care, dacă o ai în cap și joci pentru public, reușești în viață. În rest, cu autoapărarea sunt antrenori, adică respirator fizic, am învăț. O să se facă cum este dragul mie ceva de mea acum, iar am dat gol din penal, care este Nu e subiectul. Ați terminat meciul meu sau? Eu am terminat de la prima mea, primul interviu. La un moment dat, nu pot să-i spun. Am spus și post, adică aia o să comentăm. Are anumite frustrări, pentru că nu mai ești acolo, fruntea federației și uitați cu voi, mă, chestiunea asta vine când noi chestionăm fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare clipă și publicații importante în țara. Când scrii doar pe un blog și ești obosit, n-ai ce faci decât de uitată în grădină cum pas curcele, nu mai scrii nimic. Și atunci e nimic violent. Asta e povestea, dar eu nu vreau să jignesc, eu spun virtualitatea. Ești un care și un la un moment la o vârstă la care nu știi să retragi. Viața și Dumnezeu îți dă toate, te ia la fel dacă nu știi să te opri. Asta cred eu. Și o dată, n-am nimic, îți dea Dumnezeu să fii sănătos, nu l-am jignit, cât așa, e voluntar să spun.